butonul roșu este în fața mea, înseamnă că am dat rec, da? Așa, și... așa grasă că sunt un buton? Buton, nu butoi. Bună dimineața și bine v-am găsit cu Vlad la butoane, cu Vlad la aparate, să purcedem într-o nouă cafea, în ultima zi din această săptămână. Ce faceți, cum sunteți, ca vremea sau ca vremurile? că iar a fost o vigelie, iar a dat cu gheață undeva în sălaj, astfel a mai aflat că există într-adevăr acest județ pe hartă. În coronarea prințului Charles a ținut capetele de afiș în mai multe ziare preț de câteva zile bune. M-am uitat la el, zici că era bufonul regelui. S-a șters 74 de ani de viață să iei corona aia și să zici sunt rege. mandat, mă, nu știu dacă apucă 5 ani pe cuvânt. Și sigur nu o să se plimbe cât Iohannis în acest mandat, că nu-l lasă Camila, Camila mai bucuroasă și ea. Mă, în sfârșit îți regină. Dacă era băiat deștept, îl lăsa pe prințul William direct. Bă, are un miliard și avere, vorba lui tata și lire sterline, adică mai mult ca în euro. La ce mai trebuie lui acolo în coronare? La vârsta lui și la fața lui să se ducă în viscri, să stea acolo la cârciumă, să bea un chichișor de la tibișor, să-și vadă de proprietățile lui. Ce să mai facă el pe regele, nu? Regele cafelelor, mi se spune. <laughs> primite pe buymeacoffee.com slash Eu vă spun o chestie, multă lume, mai ales cei din diaspora, din America, din Irlanda, din Aruncuta, diaspora, am zic, băi Nicule, am venit la un spectacol, că am văzut că pop și pe 18 ai la Iulius Mol, pe 19 mai ai la în Grigorescu, am venit. Să-ți plătim un bilet, să te vedem și da, nu puteți veni și atunci dați o cafea pe buymeacoffee.com slash Și Bende. Așa a făcut Dan cu domnul inginer de la Beijing, Bei Cafea. Lia, mulțumesc frumos, și Florin din Maramureș. Cum să nu beau eu cu drag cafelele de la voi? Sănătate! Trebuie mm. să faci un special din un, un special? Da. Test. Așa motivează, mă. Să fac un special. Un special. să Că Avem unde-l filma, în atelierul Facem de pizza. Ce doarm, membre, adevărat, Mergem pe patron. Mergem pe Acum iar o să scrie în comentarii haterii, o să scrie haterii, Nu numai bani visează, ban visează, până nu cerea bani avea umor. <laughs> Acum dacă cer bani. Uneori n-ai nici pe bani, nici fără bani. Bombă cafeaua asta, bombă. Luăm și noi bombe. Continuă cursa în armărilor, doamnelor și domnilor. Luăm drone. Bayraktar, cu 320 de milioane de dolari. Cumpărăm statul nostru, ia 18 drone. Aerea, sunt <laughs> suntem. ca cam aerieni. Dai seama că până ajung în România două să strică, trei să pierd. Știi cum e? Eu nu știu de ce, după aia o să cadă. Și alea scumpe. Da, de ce nu luăm direct un submarin? Că stăm în apă, știi? Nu-l mai pierdem, nu-l mai nimic. Vai, și amar de capul nostru să fac înscrierea acum în armată. 4.000 de locuri în armată. Salarul bun, 4.000 net pe lună. Și ți per... La 45 de ani ești la pensie. Și după aia zici ca horodnicianul când ești în trafic. Voi știți cine sunt eu? nu știm, bă, dar ești un nesimțit și chestia aia așa, mă, mă, mă. Vezi, Bianca Drăgușa nu trebuie să se legitimeze. Ce am fost procuror, din cauza mea ai tu salar cu 16% mai mare. Bă, trăim într-o lume a nesimțirii, a înarmării. Uitați-vă că Polonia în 2 ani o să devină cea mai puternică țară din Europa ca armată. Zicea Monica Lovinescu, că de la care e moarte să împlinesc anul, anul, ăsta 100 de ani, zicea că polonezii fac istorie. Noi facem istorie și facem isterii. Ce faceți în weekend? Un grătar, nu? Mă, tot timpul când vine weekendul, orice am fi avut pe asta săptămână, orice stres, bani puțini, război, criză, scumpiri de alimente, un grătar. Și românul schimbă 100 de euro și și un un de cireșă. Acum când îți cu 90 de lei chilui bine să mănânci, când îți cu 17 lei nu mai interesează pe nimeni. Sănătate multă, weekend plăcut și toate cele bune. Opulență, Nic, opulență. Opu ce? Opulență. Opulență, da. Care poate, poate.